găsit la o nouă ediție de sărbătoare. De Paște, spun chiar și preoții, nimeni nu trebuie să fie trist, nimeni nu trebuie să plângă, bucuria fiind sentimentul predominant în zilele de Paști. Așa că, la Lubricat de Sănătate, îți oferim și noi idei despre meniurile bogate în fibre, legume și ciorbe ușoare, ca și stomacul tău să nu se simtă rău și să fie ferit de crampe și dureri. La rubrica de frumusețe, pregătim tenul cu plante medicinale de sezon pentru a radia și a străluci în vizitele pe care le avem planificate. La rubrica de mișcare ne bucurăm de mini-vacanța de Paști și te pregătim de picnic în pădure să testezi firul ierbii și să te delectezi cu sunetul naturii. Este cea mai bună formă de relaxare, o spun și psihologii. La alimentație pregătim pasca de Paște, nelipsită de pe masa de sărbătoare, iar la rubrica de lifestyle trecem în revistă cadourile personalizate cu care trebuie să poposim ca musafiri zâmbitori. O grămadă de idei, așa că începe Sănătate cu Stil! Ca să nu-ți soliciți organismul de Paști, învață să te înfrupți cu măsură și să găsești alternative pentru felurile de mâncare grele. Păstrează din meniul de Paște alimentele bune și alternează-le cu porții de legume și fructe. Avem nevoie de proteine pentru o dietă sănătoasă, dar asta nu înseamnă că de Paști trebuie să exagerăm cu carnea și cu ouăle. Ce altceva nu trebuie să lipsească din meniu, aflăm împreună acum în rubrica de sănătate. Este adevărat că oul este unul dintre alimentele cele mai pline de nutrienți. Are proteine, vitamine și minerale și puține grăsimi. Gălbenușul de ou conține însă destul de mult colesterol, în jur de 270 de miligrame la un ou mediu. Oamenii de știință spun că un ou pe zi este benefic pentru organism. Secretul în zilele de Paște este să ciocnești câte ouă poftești, dar să consumi doar unul singur în fiecare zi. Friptura de miel este mult mai sănătoasă în comparație cu alte tipuri de friptură din carne roșie. Este o sursă bună de fier, zinc, vitamina B12, acid folic, calciu, necesare pentru un sistem imunitar puternic. Problemele pot să apară tot din cauza conținutului mare de colesterol, la fel ca în cazul ouălor. Cei care știu că au probleme ale sistemului cardiovascular sau afecțiuni ale ficatului, e bine să nu se avânte în tava cu friptură de miel. O bucățică nu e interzisă, dar e bine să consume carne de miel cu moderație. Rețete de Paște sănătoase și gustoase. Mesele întinse care se lungesc timp de câteva zile nu sunt ceva neobișnuit în perioada Paștelui și cum nu e chip să nu poftești la platoul cu aperitive, la drop de miel, la cozonac sau friptură la cuptor, ajungi să consumi de 3 ori mai mult la o masă decât în mod normal. Soluția pentru a evita problemele digestive după Paște și o vizită la medic este aceeași: moderația și înlocuirea unor feluri din meniu cu unele mai ușoare. Pe lângă friptura de miel pe care tradiția o cere, pregătește și una din pește sau curcan, mai sănătoasă și mai ușoară. Pe lângă garnitura cu cartofi, pentru friptură pregătește și un bol mare cu salată din verdețuri de sezon, asezonată cu un dressing cu lămâie. Poți înlocui complet garnitura cu una mai ușoară din spanac, sparanghel sau praz, piureuri din țelină sau morcovi sau sufleuri cu brocoli. Rețete de Paște preparate la cuptor sau grătar. Pentru ca de Paște să ai parte de mâncare sănătoasă, folosește-te de grătar, steamer sau cuptor. Renunță la tigaie și la ulei în exces. În locul banalilor cartofi prăjiți, pregătește pentru masa de Paște frigărui din legume sau ciuperci pe grătar. Cozonacul de Paște și pasca nu trebuie să fie singurul desert de Paște. Alternează-le cu salată de fructe sau platouri cu fructe, nuci și brânzeturi fine. Înlocuiește iepurașii de ciocolată cu unele sortimente de ciocolată neagră sau amăruie, mai bună decât cea cu lapte. Rețete de Paște gătite sănătos. Dacă te vei ocupa chiar tu de pregătirea meniului de Paște, încearcă să schimbi în rețete ingredientele obișnuite cu unele mai sănătoase. De pildă, în locul uleiului de floarea soarelui, folosește-l pe cel de măsline. Folosește mai puțină sare, dar lasă-ți imaginația liberă la condimentarea mâncărurilor de Paște cu ierburi aromatice și mirodenii. În sosurile în care ai nevoie de smântână, încearcă să folosești lapte condensat sau iaurt cu puțină grăsime. Cele câteva zile libere de Paște aduc cu ele și tragedii în stomac.
Dacă nu te poți abține de la bunătățile pascale, scoase pe masă de o bunică sau o mătușă maestră între alegurii, așteaptă-te să te zvârcolești în chinurile indigestiei. Ce-ar fi să le previi? Treci pe fibre. Le găsești în fructe, legume proaspete, cereale integrale, oleaginoase și sunt importante întrucât favorizează tranzitul intestinal. Te vor feri de constipație, una dintre urmările firești ale meselor bogate în proteine de origine animală, carnea de miel în cazul nostru. Atenție la legume! În cazul unui colon iritabil, acestea nu sunt indicate în stare crudă. De asemenea, unele dintre ele sunt susceptibile de a provoca gaze, broccoli, varza, fasolea. Dacă nu poți renunța la ele, e recomandat să adaugi o cantitate mică de condiment, cum ar fi ghimbirul. Nu doar fibrele, ci și alimentele bogate în enzime înlesnesc digestia. Brânza, bananele, papaya, ananasul, mierea. Iată câteva produse de acest fel care nu ar trebui să lipsească de la masă. Nu te grăbi să înghiți pe nerăsuflate mâncarea aproape nemestecată. Alocă timp suficient mestecatului, pentru că în felul acesta îți ajuți stomacul să digere mai ușor alimentele. Chiar dacă ciorba de miel este una dintre vedetele sfintei sărbători de Paște, este bine să o înlocuiești când și când cu o supă de pui. Aceasta este blândă ca un balsam pentru stomac, prevenind instalarea crampelor abdominale. Nu bea apă în timpul mesei, înlocuiește-o cu un ceai de mentă sau suc proaspăt de lămâie la temperatura camerei. Aportul de apă în combinație cu mâncarea nu face decât să dilueze sucul gastric, care își va pierde din puteri. Acest lucru duce la balonare și flatulență. Specialiștii nutriționiști recomandă un pahar de suc de lămâie cu 15 minute înainte de masă pentru a pregăti stomacul și a-l ajuta să facă față mai ușor potopului alimentar ce va urma. Trecerea de la un anotimp la altul aduce cu sine multe neajunsuri atunci când este vorba despre pielea feței, decolteului sau a mâinilor. Și asta deoarece tratamentele se schimbă în funcție de mai mulți factori, precum vremea călduroasă, uscată sau cea ploioasă, ce determină o reacție de un anumit tip a epidermei. Astfel că, în funcție de acești factori și mai apoi în funcție de plantele, legumele sau fructele ce pot fi utilizate în cosmetică, se pot elabora tratamente naturale acasă la care poate fi supusă pielea. Treceți la înfrumusețare! Florile sunt pe toate drumurile acum, așa că de ce să nu începem să ne pregătim tenul pentru vară cu plante medicinale? Cosmetica folosește plante cu proprietăți diferite în funcție de tenul pentru care sunt recomandate. Pentru tenurile uscate se folosesc plante care activează circulația periferică, plante cu proprietăți emoliente. Tenurile grase, seboreice, beneficiază de tratament cu plante cu conținut ridicat în tain, care au acțiune astringentă, antiseborică. Fistruii pot dispărea cu suc de păpădie, cum folosim plantele în cosmetică. Cosmetica utilizează plante cu proprietăți diferite în funcție de tenul pentru care sunt recomandate. În mod obișnuit, sunt 4 moduri de utilizare a plantelor. Loțiuni cu infuzii sau decocturi. Comprese cu infuzii sau decocturi care se mențin pe față 10-20 de minute. Băi de aburi, în plante medicinale sau uleiuri volatile, infuzate în apă fierbinte. Măști care conțin plante, sucuri de fructe, pulpă de fructe cu un suport care poate fi amidon, miere, argilă, ou. Infuziile, decocturile trebuie bine filtrate înainte de folosire. Plante pentru tenurile uscate. Pentru tenurile uscate sunt recomandate plantele care activează circulația periferică și plante cu proprietăți emoliente. Florile de gălbenele stimulează circulația periferică, au acțiune cicatrizantă. Se pot face loționări sau comprese cu infuzie preparată din 4 linguri de flori la o cană cu apă. Florile de mușețel au acțiune calmantă, antiinflamatoare, cicatrizantă, folosite ca și comprese cu infuzie preparată din 3 linguri de flori la 200 de ml de apă. Sunătoarea este recomandată în special tenurilor foarte deshidratate, ridate și are acțiune antiinflamatoare, cicatrizantă, antioxidantă, antialgică. Se poate folosi sub forma compreselor cu infuzie preparată din 2-3 linguri de plantă la 200 de ml de apă. Nalbă mare, rădăcină, are acțiune emolientă, nutritivă, cicatrizantă, antiinflamatoare și este recomandată în iritații ale feței și pleoapelor cu peroză.
se folosesc comprese sau loționări cu decoct prelungit, 30 de minute, preparat din 3 linguri de rădăcini la o cană cu apă. Se poate adăuga o lingură mare de miere. Flori de crin sub formă de comprese cu infuzie la care se poate adăuga miere. Semințele de gutui au acțiune emolientă, nutritivă. Loționările se fac cu macerat la rece, din 2 linguri de sâmburi la 200 de ml de apă. Salata verde este eficientă ca și comprese cu decoct din o căpățână de salată la o jumătate de litru de apă. Plante pentru tenuri grase. Tenurile grase, seboreice, beneficiază de tratament cu plante cu conținut ridicat în tain, care au acțiune astringentă, antiseboreică și în uleiuri volatile care au acțiune antiseptică și calmantă. Florile de mușețel, băi de aburi cu infuzie. Flori de potbal, comprese calde cu infuzie preparată din o lingură de flori la 100 de ml de apă. Frunze de nuc, comprese cu infuzie preparată din 4 linguri de frunze la 200 de ml de apă. Frunze de mentă, loționări cu infuzie preparată din 50 de grame frunze la 1 litru de apă. Frunze de salvie, comprese cu infuzie dintr-o lingură de frunze la 100 de ml de apă. Frunze de ceai chinezesc, loționări cu infuzie dintr-o linguriță de frunze la o cană de apă. Plante antiinflamatoare pentru tenurile sensibile. Tenurile iritate, înroșite, pătate, beneficiază de tratament cu plante cu acțiune calmantă, antiinflamatoare. Flori de coada șoricelului, comprese cu infuzie dintr-o lingură de flori la 100 de ml de apă. Păpădie, comprese sau loționări cu decoct prelungit 30 de minute din 2 linguri de plantă la o cană de apă. Muguri de pin, loțiuni cu infuzie din 2-3 linguri de muguri la 200 de ml de apă. Rădăcină de morcov, mască cu morcov ras, simplu sau amestecat cu smântână. Se fac aplicații zilnice, loționări cu suc proaspăt de morcov. Flori și frunze pentru cuperoză. Tenurile afectate de cuperoză, rețele accentuate de vinișoare roșii, vineții, beneficiază de plante cu acțiune emolientă și descongestionantă. Flori și frunze de nalbă de cultură, comprese cu infuzie din o lingură de plantă la 100 de ml de apă. Flori de levănțică, infuzie din 2 linguri de flori la 200 de ml de apă, cu care se fac tamponări repetate. Flori de nufăr alb, loționări cu decoct de 4 flori la 4 pahare de apă. Suc de păpădie contra pistruilor. Pistruii care devin mai evidenți primăvara pot fi combătuți prin aplicații cu suc de păpădie produs prin ruperea tulpinii. Se pot face de 2 ori pe zi, dar și loționări cu decoct din 4 linguri de flori la o cană de apă de 2 ori pe zi. Cosmetica utilizează plante cu proprietăți diferite în funcție de tenul pentru care sunt recomandate. Avem câteva zile de vacanță, plecăm la picnic în pădure, ne uităm la firul ierbii și auzim sunetul naturii. Este cea mai bună formă de relaxare, o spun chiar psihologii, și dacă o combinăm cu mișcarea după lemne, după mingie sau pur și simplu făcând curat în urma noastră după un picnic copios, este perfect. Luați-vă o pătură, sunați-vă prietenii și pregătiți-vă de mișcare în aer liber la picnic. O mașină, un coș de picnic, haine lejere, cremă pentru protecție solară și o cremă împotriva insectelor. Gata! Bucurați-vă de zilele libere și frumoase! Coșul de picnic e un accesoriu important în toată această ecuație. Aveți nevoie de o pătură de picnic, iar în interiorul coșului de tacâmuri, farfurii, o carafă de apă și pahare. Toate ingredientele pentru masă trebuie să se transporte ușor, în siguranță. Și cel mai important, să nu se topească în portbagaj. Vă prezentăm câteva variante bune pentru picnic care nu dau bătăi de cap. În primul rând, într-o pungă de plastic puneți toate fructele care vă plac, spălate și care nu se vor distruge la transport. În al doilea rând, pâinea trebuie să fie feliată. Știm că în filme vedeți actori care la picnic beau șampanie sau vin, dar țineți cont scopul acestei vizite. Vreți relaxare în mijlocul naturii și o masă nutritivă. Atunci, de ce să beți alcool? Alcoolul dizolvă sucurile gastrice și digestia nu mai este perfectă. Dacă vreți să fiți măcar o zi în rezonanță cu natura, savurați o apă minerală de calitate. Acestea au un pH mai mare de 7,2 și o cantitate scăzută de sare. Consumați apă din carafă în pahare de sticlă.
Paharele de plastic nu sugerează decât viteza în care munciți și trăiți zilnic, deci nu sunt o idee chiar strălucită. O salată este mereu binevenită, indiferent de ceea ce veți alege la picnic. Sunt recomandate variantele de frunze, deja spălate, uscate și vidate. Le găsiți în orice supermarket. Iar pentru gust, luați în sticle mici ulei și oțet sau puneți în coș o lămâie proaspătă. Un picnic trebuie să aibă o temă. Nu puneți la întâmplare alimentele pe care le aveți prin casă. Spre exemplu, vreți să mâncați carne. Atunci, luați specialități tradiționale pentru început. Le combinați cu felii de castravete sau ardei, care pot fi ușor de transportat. Așadar, dacă vreți carne, combinați întotdeauna cu muștar și salată. Nu cu pâine, mai ales când sunteți în mijlocul naturii. Proteinele din carne și glucidele din pâine se separă în stomac, dar nu pot fi digerate. În urma digestiei, rezultă produși intermediari, extrem de toxici pentru colon. După ce ați luat o masă de carne, după mai bine de o oră, merge un bol mare cu toate fructele care vă plac. A doua variantă de picnic se bazează pe brânzeturi. Luați toate brânzeturile care vă plac și încercați și specialități franțuzești. Acestea se combină cu fructe de salată, capere murate, măsline, roșii, castraveți, ardei. Dar combinația dintre brânzeturi fermentate și pâinea integrală este neutră, deci permisă. Așa că, dacă vă doriți, luați și lipii integrale. Le găsiți ușor în supermarketuri sau pot fi cumpărate de la restaurantele care vând kebab. După brânzeturi merg toate fructele. O a treia variantă de picnic e potrivită pentru cei care iubesc Italia. Acasă fierbeți paste al dente, apoi le puneți într-un recipient închis. Abia când ajungeți la picnic, le mixați în acest recipient cu ulei de măsline presat la rece. Apoi puneți toppingurile preferate. Gustul Italiei se reconstituie cu măsline, capere, ardei, busuioc, dovlecel, roșii. Vă mai trebuie puțin suc de roșii pe care îl transportați tot într-o sticlă și din pastele acelea, anoste, fierte, puteți să faceți 4-5 combinații fabuloase și care vă țin de foame. După ce vă plimbați puțin, mâncați câteva fructe și iată un picnic perfect. Dacă faceți și mișcare prin pădure, nu vă îngrașă, chiar dacă ați consumat preponderent carbohidrați. O altă variantă o reprezintă doar fructele, dar faceți combinații între fructe zemoase și cele oleginoase. Luați nectarine, caise, vișine, dar și migdale, fistic, alune. Le mixați la picnic și le combinați ca să vă țină de foame cu felii expandate de cereale integrale. A cincea variantă este pentru vegani. Ați putea alege o supă de roșii cu busuioc preparată la rece pe care o transportați în borcane de sticlă. Ar putea urma o salată de conopidă crudă mixată la blender cu oregano, cimbru, busuioc cu ulei extra virgin și puțină sare. O salată de conopidă mixată în blender se pune pe felii deshidratate de ardei roșu, iar o felie bună dintr-o prăjitură vegană conține un blat din nuci pisate, mixate cu puțină miere, peste care urmează un strat de mere lipite cu miere și iar un strat de nuci pisate. Totul se poate termina cu un ceai preparat la soare. Veganii nu beau nici băuturi peste 40 de grade Celsius pe motiv că, după această temperatură, mor vitamine. Când veniți la picnic, puneți un pahar din sticlă plin cu apă la soare și adăugați un pliculeț de ceai. Îl lăsați la soare până când terminați masa și gata băutura. Dacă am ajuns și la rubrica de alimentație, să tratăm cum se cuvine vedeta acestei săptămâni speciale, pasca cu aluat de cozonac. Ce ingrediente ne trebuie și cum trebuie să miroasă pasca la final ca să fie perfect coaptă, aflați chiar acum de la noi! Pentru a pregăti o pască ca la carte cu aluat de cozonac, aveți nevoie de următoarele ingrediente pentru aluat. 500 de grame făină 3D0, 120 de grame zahăr, 250 de ml lapte cald, 50 de grame de unt topit, plus 50 de ml de ulei, 2 gălbenușuri, 10 grame drojdie uscată sau un cub de 25 de grame drojdie proaspătă, coaja de la o lămâie, semințele de la o păstaie de vanilie, o esență de vanilie, un praf de sare, plus ingredientele pentru umplutură, 400 de grame de brânză dulce de vaci, 2 ouă, 23 de linguri de zahăr sau mai mult dacă vă place mai dulce, 100 de grame stafide, 3 linguri de griș, coaja de la o lămâie, 2 pliculețe de zahăr vanilat, o esență de vanilie.
În primul rând, ne ocupăm de aluat. Amestecăm drojdia cu o lingură de zahăr și cu două linguri de făină, turnăm apoi puțin lapte și omogenizăm bine pentru a obține maiaua. Lăsăm maiaua să crească și între timp cernem făina în bolul mixerului, unde vom frământa și amestecăm zahărul cu laptele cald până ce zahărul se topește. Peste făina cernută adăugăm maiaua crescută, gălbenușurile, coaja de lămâie, semințele de vanilie, pornim mixerul și adăugăm laptele îndulcit puțin câte puțin până obținem un aluat omogen care trebuie să fie moale și ușor lipicios. Dacă mai este nevoie, mai adăugăm puțin lapte, maxim 50 de mililitri. Adăugăm apoi untul topit, amestecat cu uleiul tot puțin câte puțin, până îl încorporăm pe tot. Aluatul va deveni ceva mai moale, dar suplu și ușor lipicios. Lăsăm aluatul să crească la cald pentru 40-60 de minute sau până ce își dublează volumul. Între timp, ne ocupăm de umplutură. Amestecăm brânza dulce cu ouăle, zahărul și zahărul vanilat, stafidele, grișul, coaja de lămâie și esența de vanilie și omogenizăm bine. Dacă este nevoie, mai adăugăm zahăr, iar dacă brânza este prea moale, mai adăugăm puțin griș. Când aluatul a crescut, îl împărțim în două. Din prima jumătate formăm o bilă pe care o punem într-o tavă acoperită cu hârtie de copt și pe care o întindem bine în tavă pentru a forma baza pascăi. Pe cealaltă jumătate o împărțim în trei și formăm trei șnururi de aproximativ 70-80 de centimetri pe care le împletim. Punem împletitura peste baza pascăi, de jur împrejurul pereților tăvii. În mijloc punem umplutura de brânză și ungem aluatul cu ou și îl presăm cu zahăr. Dăm pasca la cuptor pentru 40-50 de minute la foc mediu 175-180 de grade, până se rumenește frumos deasupra și umplutura este coaptă. Spor la treabă și poftă bună! Nu puteam să lăsăm să treacă această ediție de sărbătoare fără o rubrică de idei de cadouri, în afara celor promise de iepurașul de Paște. Veți fi și musafiri și gazde în aceste zile, cu siguranță, așa că noi am căutat câteva cadouri personalizate pe care să le confecționați sau să le comandați pentru cei dragi. Urmăriți-ne! Legenda cu darurile de la iepuraș provine din vremea festivalurilor păgâne dedicate zeiței Iastre. Se spune că aceasta a găsit pe câmp o pasăre rănită. Pentru a salva pasărea de la moarte, zeița Iastre a transformat-o în iepuroaică, lăsându-i acesteia capacitatea de a depune ouă. Pentru a-i mulțumi zeiței, iepuroaica își decora ouăle și le dăruia. Din această legendă s-a născut tradiția ca iepurașul să aducă daruri copiilor. În fiecare an, oferi familiei și prietenilor tăi ouă sau iepuraș de ciocolată drept cadouri de Paște, mâncat și uitat. Te-ai gândit că poate își doresc altceva de acest Paște? Mai bine încearcă altceva anul acesta. Oferă cadouri de Paște de care fiecare să-și aducă aminte pe tot parcursul anului. Tradiția spune că de Paște se oferă cadouri simbolice pentru a împărtăși bucuria pe care o aduce cu sine Paștele. De obicei, ouă sau iepuraș de ciocolată. Acest obicei de a oferi cadouri de Paște este unul deosebit de frumos și nu poate fi schimbat, însă poate e timpul să schimbăm obiectele pe care le oferi drept cadouri de Paște. Ei bine, pentru că este sărbătoarea Paștelui, cadourile pe care le oferi în spiritul sărbătorilor de Paște, cum ar fi decorațiunile pentru masă și casă, sunt cadourile perfecte de Paște pentru mama, sora, soția sau iubita. De ce să nu oferi cadou de Paște un accesoriu personal? Se spune că de Paște trebuie să avem la noi ceva nou, un obiect vestimentar sau un accesoriu personal. O pereche de buton pentru cămașă, o curea de piele sau un set de lux pentru bărbierii, pentru un bărbat, un breloc sau o oglindă de buzunar pentru o femeie pot fi cadourile perfecte de Paște pentru iubita sau iubitul tău, soțul sau soția ta. Și la finalul acestei ediții de sărbătoare. În speranța că v-am oferit toate ideile necesare organizării unor zile frumoase și unice, ne luăm la revedere și vă mulțumim pentru atenția acordată. Vă dorim zile cu soare, liniște și pace alături de cei dragi, lumină în suflet și Paște fericit. Ne revedem curând!